Faceți regulă înainte de asta. Faceți regulă în ceea ce înseamnă așa numită presă. Băieți, care o prinde pe Filat când fuge din Parlament, ac mine prins, mărsăresc nouă. Eu n-am văzut. Ce ați auzit? Citați-l pe Vlad Filat, oricum. Nu pot să-l citesc, dar dacă Vlad mâine spune, dar eu așa ce... Так вот, представьте себе, что прокурор вместе с определенной бизнес-группой изъяли у человека имущество и имущество. Dacă să vorbim cinstit, fără să ținem parte cuiva, păi pe aceste articole trebuiau condamnați toți deputații din Parlament la acea oră. Vlad Filat, ascensiunea acestui politician a fost atât de rapidă ca o parte din politicienii din Republica Moldova când au văzut rezultatele alegerilor parlamentare din 2010, au pierdut darul vorbirii. Într-un scurt timp, tem să spune că peste noapte a devenit unul dintre cei mai bogați și influenți politicieni din țară. Casă de lux, terenuri, garaj, mașini de lux. În 2014 se căsătorește cu prezentatoare TV, iar în luna iunie acelui an devine tătic pentru a treia oară. Se crea impresia că viața s-a așternut cu tot ce are mai bun în fața acestui om. Dar totul este aparent. Pe cât de rapidă a fost ascensiunea, pe atât și de rapidă a fost căderea. Într-o clipă, practic a pierdut tot. Susținerea electoratului, care l-a adus în Parlament, o parte din avere, soția și influența politică. Cum spun bunicuțele din satele Moldovei, dintr-un car încărcat a rămas cu... Dar pe cum? Trebuie de spus lucrurilor pe nume, nu? Cine din noi a mai auzit despre un asemenea caz în Republica Moldova ca procurorul general să vină în Parlament cu un demers de ridicare imunității a unui deputat? Nimeni. Pentru că este pentru prima dată în istoria Moldovei. Dar azi nu vom vorbi despre biografia întreaga lui Vladimir Filat. Unde a învățat, ce afaceri a avut, ce funcții publică a ocupat, când a devenit prima dată deputat, când și-a cumpărat primele bunuri, tot asta este în Wikipedia, ori mai bine uitați-vă la portalurile de investigație, sunt toate detaliile. Azi analizăm doar o singură zi din viața lui, ultimele declarații făcute în Parlament, ce a vrut să ne spună și de ce nu a făcut-o, despre greșeala comisă și răsplata survenită, despre 15 octombrie 2015 și consecințele ulterioare care au survenit în țară, precum și câte ceva din istoria alegerilor parlamentare din 2010 și 2014 și puțin despre viitorul lui Plahotniuc și despre unele declarații recent făcute de Stoianoglu. Pentru asta revenim peste câteva secunde. Așezați-vă mai comod, luați cutiuța cu popcorn și mergem la treabă. Salutare, prieteni! La mai mulți cetățeni apare întrebarea, ce a fost asta? Ce s-a întâmplat în ziua de 15 octombrie 2015? În clipa când se vota ridicarea imunității lui Filat, protestatarii scandau. Hoții la dubă! Unde-i miliardul? Vrem țara înapoi? 1-2-1-2 miliardul înapoi! În stradă au ieșit zeci de mii de cetățeni. În fața Parlamentului erau instalate două orășele de corturi. Orășelul Moldovii, Renato Usată cu susținătorii săi, și orășelul Victorie al lui Igor Dodon, susținut de fracțiunea sa parlamentară, formată din 25 de deputați împreună cu el, și cetățeni din mai multe localități ale Republicii Moldova, iar în fața guvernului erau instalate corturile Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Cetățenii manifestau dezacordul cu rezultatele guvernării, indignați de furtul bancar și alte ilegalități pe care le comitea Alianța Integrării Europene. Oamenii vroiau dreptate și cereau alegeri anticipate. Evident că pe Plahotniuc alegerile nu-l aranjau. El investise în alegerile trecute milioane de euro și să intre iar în alegeri desigur nu era planul lui. Protestatarii nu mai aveau încredere în Parlamentul dat. Majoritatea societății aveau convingerea că alegerile parlamentare din 2014 au fost fraudate, că acest parlament nu reprezintă poporul. Temeiuri de a gândi așa erau destule. Coruperea alegătorilor, autobusele pline cu polițiști mergeau din sat în sat și votau pe LDM-ul, fraudarea rezultatelor, Partidul Patria, care avea șanse reale să intre în Parlament, a fost exclus în cursa electorală și mai multe alte încălcări. Iar frauda bancară, care a avut loc în noiembrie 2014, a picurat ultima picătură în vasul și așa plin.
Deci, lumea era pe calea să procedeze ca Ucraina. Să scoată cu forța guvernarea. Arestarea lui Filat pentru ei era ca o oază într-un pustiu. O frământură mică de speranță că totul de azi se va schimba. Dar totuși persista suspiciuni că ceea ce se petrece în Parlament este o inscenare, un teatru pentru cei de afară. Și Filat va fi lăsat să fugă. Liderul partidului nostru, înconjurat de protestatari care se aflau în fața Parlamentului, a promis un Mercedes polițistului care îl va prinde pe Filat, din caz că va fugi. Vă prezint o secvență video de 17 secunde. Я обращаюсь ко всем работникам полиции. Боец, Карел Приндип и Филат, конфужит парламент, от меня принц Мерседес новый, тому полицейскому, который поймает Филата. Iată că Plăhătniuc, folosindu-se de conjunctura creată, a făcut ceea ce pare imposibil. A prins doi iepuri odată, l-a învinuit pe Filat în frauda bancară, aruncându-l în mulțime ca o jertfă pe altar, calmând cu asta spiritele în societate, și a pus pe scaunul de președinte un om loial, pe Dodon. Pe cât de loial era Dodon, sper că nimeni nu are dubii. Videoul cu Culiocul demonstrează cine finanța salarizarea deputaților din PSRM, precum și oamenii din teritoriu și chiar cei care lucrează pe rețelele sociale. Protestatarii cerau alegeri anticipate, dar au acceptat alegerea președintelui de către popor. Vorba aia, la nevoie și racul e pește. Din câte deja știți, ambele variante au trecut. Filat a fost reținut la 15 octombrie 2015 și condamnat în luna iunie 2016 la 9 ani de pușcărie, dar nu pentru furtul bancar, ci pentru corupere pasivă și trafic de influență. Dacă să vorbim cinstit, fără să ținem parte cuiva, păi pe aceste articole trebuiau condamnați toți deputații din Parlament la acea oră. Deci, de Filat a scăpat, iar în luna noiembrie 2016, după turul 2 care a avut loc pe data de 13, Igor Dodon, cu o distanță mică, învinge contracandidatul său pe Maia Sandu și devine Всенародный. Dar, totuși, care a fost greșeala lui Filat? De ce Plăhătniuc așa de ușor l-a înlăturat? Putem invoca cu fermitate că relația cu Ilan Șor l-au distrus. Toate cadourile și favorurile pe care le oferea Ilan Șor lui Filat erau filmate și înscrise, iar ele pot servi temei de atragere la răspundere. Era destul numai denunțul lui Șor, iar restul venea pe seama procurorului. Toate aceste materiale compromițătoare au apărut ulterior în spațiu public. Chiar și imaginile video, niște imagini picante a relațiilor sale cu amanta Olga Roman. Tot asta îl discreditau și trezeau ură în conștiința cetățenilor presa lui Plăhătniuc, începând de la blogeri și terminând cu televiziunile controlate, l-au transformat pe Filat într-un monstru. Chiar și cei mai apreși susținători al lui nu au bătut deget de deget ca să-i acorde un ajutor. Să fi fost un alt lider de partid, chiar a doua zi după arestarea lui, era să fie o gradă CNA-ului plină cu zeci de mii de protestatari. Însă presa și-a făcut meseria pe nota 10. Nu întâmplător Filat a rugat colegii din Parlament în ziua când a fost arestat să se lămurească cu această presă care sunt niște killeri morali. Vă prezint un video care are aproximativ 30 de secunde. Mai departe, dacă se va ajunge la alegeri anticipate, faceți regulă înainte de asta. Faceți regulă în ceea ce înseamnă așa numită presă moldovenească. Și în sensul ăsta fac apel și la jurnaliști, care cu atâta demnitate se numesc a fi jurnaliști, dar de fapt sunt killeri morali. Noi pentru o palmă dată cuiva putem pune la pușcărie, dar pentru că se distruge soarta omului cu atacuri la persoană, cu calificări și tot așa mai departe, familii întregi, libertatea e în expresie. Dar nu asta servește cauza principală a căderii lui Filat. În primul rând, dacă el vroia să nu ajungă la pușcărie, trebuia să evite colaborarea și disensiunile cu Plăhătniuc, care vedea în această alianță integrării europene
noua platformă de lucru în comun pentru implementarea programelor și proiectelor sociale pentru dezvoltarea țării, ci o organizație criminală cu mai mulți boși. Iar scopul principal pentru el era să îi înlăture pe toți ca să rămâie singurul El Coordonatore. Iar în al doilea rând, asta e procurorul general, anume acest organ poate schilodi biografii și chiar viețile omenești. Am să merg puțin în trecut, ca să aflăm cum a ajuns procurorul general la Plahotniuc. După alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, Parlamentul arăta în felul următor. PCRM avea 42 de mandate, PLDM 32, PDM 15 și PL 12. Din câte vedeți, PLDM a crescut considerabil comparativ cu alegerile precedente din 29 iulie 2009. După negocieri cu toate disensiunile lor, PL, PLDM și PD au încheiat acordul de formare Alianței Integrării Europene 2 și au efectuat renumita partajare a ministerilor și funcțiilor din stat. Din organele de forță lui Felat a revenit Ministerul Afacerilor Interne, iar Plahotniuc a cumpărat procurorul general de la Urecheanu, fost președinte Alianței Moldova Noastră, care înainte de alegerile din 28 noiembrie 2010 a fuzionat cu PLDM. Aici și a fost greșeala lui Felat. Că s-a zgârcit la bani și a refuzat la procurorul general, iar în consecință l-a costat libertatea și ingenere, familia, sănătatea și cariera politică, deci a fost trăsnit de procuror că nici nu și-a dat seama când a dispărut din viața publică. Plahotniuc a știut cum să se folosească de procurorul general. El a învățat pe exemplele familiei Ceaica din Federația Rusă. Ceaica Iurie, procurorul general, Artem și Igor Feciorii lui. Aceștia au creat o adevărată organizație criminală în Rusia și peste hotare și au preluat sute de afaceri. Vă prezint un video în care Mihai Ghimpu, cu noduri în gât, a spus cam cât aproximativ l-a costat pe Plahotniuc procurorul general. Dumneavoastră, când ați aflat că Serafim Urecheanu a făcut schimb cu PD-ul, SIS-ul la procurorul general? Mai târziu mi-a spus Vlad. V-a spus și suma care a fost plătită pentru asta? Aproximativ, da. Milion sau jumătate de milion de euro? Mai mult. Mai mult? Da. Puteți să spuneți? Ei, eu n-am văzut. Ce ați auzit? Citați-l pe Vlad Filat, oricum. Nu pot să-l citesc, dar dacă Vlad mâine spune, dar eu așa ceva nu ți-am spus. Nu, nu știu, eu știu că s-o schimbat. Știți cum, jurnalistic vorbind, când spuneți potrivit lui sau potrivit surselor mele, atâta. Eu știu sunteți... un lucru, că s-a schimbat procuratura cu SIS-ul. Deci SIS-ul era la PD și procuratura era la mine. Și pe urmă, când am văzut SIS-ul, deja omul, ia lui Urecheanu și dincolo, e clar, ne-am înțeles acui. Apoi, într-un interviu din pușcărie, Filat, la fel, a dezvăluit cine și cu cât a cumpărat procurorul general. Video de câteva secunde. Că s-a decis, sau de fapt s-a decis vânzarea funcției de procuror general cu suma de 2 milioane de euro, sau contra sumei de 2 milioane de euro, că procuror general, eu nu știam în candidatura, că va fi, candidatura va fi din partea lui Urecheanu, dar de fapt este a lui Plahotniuc, Zupco. Care... Multe ilegalități se poate descris pe contul acestei Alianțe Integrării Europene. Se foloseau de instituțiile statului în scopuri personale, exact ca Dodon de Beciol de la Condrița. Plahotniuc și Filat, cu acordul tăcit al lui Ghimpu, care a contribuit la formarea alianței doar pentru ca să nu permită comuniștilor să vină la guvernare, au preluat locul lui Voronin. Și putem spune cu siguranță că au fost create trei grupări criminale organizate care numărau mii de membri. Gruparea lui Plahotniuc, gruparea lui Filat și gruparea lui Șor. Restul, ca de exemplu cea a lui Platon și Oleg Voronin, și altele au fost forțat eliminate din afacerile de pe teritoriul Republicii Moldova. Oleg Voronin nu mai are nicio afacere în țară,
iar Platon în genere este condamnat. Apropo, dacă doriți să facem o mică analiză pentru ce a fost condamnat Platon, cum el va ajunge la libertate, de ce Alexandru Stoianoglu își bate capul pentru el, de ce lui Dodon îi este convenabilă ieșirea la libertatea lui Platon, lăsați sub video mesaje de solicitare. Dacă se vor acumula aproximativ 50 de mesaje, asta va fi ca un indicator că într-adevăr vă interesează tema. Pe lângă schemele de contrabandă, ei mai aveau încă și scheme prin care deposedau întreprinzătorii de avere. Asta era schema lui Plahotniuc și funcționa ca ceasul. Cei mai cunoscuți procurori care lucrau pentru Plahotniuc erau Chitoroagă, Viorel Morale și Adriana Bețișor. Întreprinzătorii erau arestați pentru încălcări nesemnate și duși la penitenciarul 13. Acolo erau supuși tratamentului inuman sau degradant. Veneau persoane implicate în schema dată și împuneau să scrie afacerile pe altcineva. Alții erau conduși la bancă și impuși să transfere banii pe anumite conturi din offshore. Se petreceau lucruri care un om normal nu le poate înțelege. Aveau loc crime teribile în care erau implicați funcționari din procuratură. Evident, membrii grupării criminale conduse de Plahotniuc. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a dezvăluit asta la o emisiune cu câteva zile în urmă. Vă prezint declarația, care este de aproximativ 25-30 de secunde. Video este în limba rusă. У нас в настоящее время в отношении прокуроров несколько уголовных дел. У нас есть прокуроры, которые находятся под арестом. И это абсолютно вынужденная мера, потому что то, что было сделано этим прокурором, это выходит за рамки вообще логики разума элементарного. Я имею в виду последний случай, где арестован господин Статный. Кстати, все эти действия в отношении него были, вот опять-таки, были готовы еще два месяца тому назад, но с учетом, опять-таки, карантина мы не предпринимали активных действий. Так вот, представьте себе, что прокурор вместе с определенной бизнес-группой изъяли у человека имущество и денежных средств на сумму 1 800 000 евро. При этом человек находился в местах лишь находился в тюрьме по какому-то незначительному хозяйственному преступлению, что он там купил машину не по такой цене. Человеку приводили нотариуса в тюрьму, и он отписывал свое имущество. Человека приводили в банк, и он переводил деньги на счета офшорных компаний. Вот такую прокуратуру мы имели. Stai și asculți și apare un sentiment de rușine în ce țară trăim. Nu-mi vine să cred. Acei care ar trebui să exercite urmărire penală în cauzele privind infracțiuni de tortură, infracțiuni cu caracter terorist și în cele privind infracțiuni săvârșite de o organizație criminală, precum și în alte cazuri date în competența sa prin lege, ei fac contrariu. De la cine să ceri ajutor dacă organele de drept sunt partea organizației criminale? Filat era atât de mândru, impertinent și arogant, că nici prin minte nu i-a trecut că poate să ajungă la o astfel de situație că într-o zi un procuror general îi va decide soarta. Și încă cine? Corneliu Gurin, un fost coleg de universitate. Un video de câteva secunde. Eu doar vreau ca domnul Gurin să-și aducă aminte cum a fost numit procuror general și ce a precedat acea numire. Cu toate că mi-a fost coleg de universitate, pentru anumite calități îl respect. A venit în plenul Parlamentului și i-a redirecționat viața lui Filat într-o altă albie. Da, Filat a fost mândru și arogant, dar nu era prost. Și cu toate, nu a prevăzut acțiunile viclene și neînduplecate ale lui Plahotniuc. Tocmai în acea zi, el a înțeles că a greșit în mai multe privințe. Însă era târziu. Eu de acum înainte am calea mea, a spus Filat. Un video de câteva secunde. Eu de acum înainte am calea mea, dar eu, cei care rămâneți în Parlament, și mă adresez în primul rând la colegii mei, reveniți la ceea ce am fost la început. Cum am zis, Filat a fost aruncat în mulțime care era dornică de sânge ca o jertfă pe altar. Același lucru l-a înțeles și el când l-a văzut pe Gurin în Parlament. Privim video de câteva secunde. Dacă voi considerați că aduceți pe altarul bunăstării Republicii Moldova jertfă, atunci o să accept să fiu eu jertfă. Dar astăzi se termină această etapă, dar problemele țării și problemele care se confruntă oamenii rămân.
Și cei care consideră că prin, hai să spun, mizeria care se face astăzi, rezolvă problemele oamenilor greșiți amarnic. Într-adevăr, prin condamnarea lui, dreptatea nu a fost obținută, ba din contra. A fost eliminat un concurent din cale. Mulți cetățeni s-au bucurat de arestarea lui Filat, dar o parte din societate a înțeles că în curând Plahotniuc va prelua guvernarea de unul singur. La scurt timp, el a cumpărat deputații de la PCRM, PLDM și PL și a făcut ca PDM-ul să aibă majoritatea parlamentară. De Ghimpu nu se mai avea nevoie. La 20 ianuarie, pe când în jurul parlamentului erau zeci de protestatari, această majoritate a votat guvernul Filip. Oamenii indignați au intrat cu forța în incinta parlamentului, dar peste câteva ore revolta a scăzut, iar protestatarii s-au împrăștiat. A început guvernarea lui Plahotniuc de unul singur, fără alianțe. Partidul Democrat a devenit unicul partid de guvernământ. Situația celor care erau împotriva PD-ului s-a amplificat. Pe lângă procuratură, a mai apărut Ministerul Afacerilor Interne, SIS-ul, CNA-ul, care au început represiile împotriva primarilor din localități, consilierilor, consilierilor municipali din Bălți, etc. Prin urmare, din 20 ianuarie 2016, Partidul Democrat, care avea aproximativ 270 de primari, veniți după alegerile din 2015, în 2019, înainte de alegerile parlamentare, deja avea aproximativ 800. Din 898 existenți. Anume, cu aceste resurse administrative, PD-ul și-a obținut 30 de mandate la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Însă, atunci, în 2016, când Plahotniuc a preluat controlul deplin al statului și s-a pornit numărătoarea inversă a guvernării Plahotniuc, cum a zis Filat, că va veni timpul și răsplata va fi totală. Video are în jur la 25 de secunde. Și răspunderea va fi totală. Borsetca, televiziuni, procuraturi, CNA, curs constituționale și multe, multe alte lucruri care le folosiți, nu o să mai ajute. Nu o să mai ajute. Majorități cumpărate, șantajate prin toate consiliile raionale și acum cu am crescut. Eu nu știu ce ați crescut. Ați distrus. Și pare mi se că Filat destul de bine își dădea seama ce face și unde va ajunge. Azi toți cei care erau nu de mult buricul pământului sunt fugari. Iar după ce a ieșit procurorul general și a declarat că lui Plahotniuc i-a fost intentate 3 capete de învinuire, ce a fost obscur a devenit mai clar. Video are aproximativ un minut. Unul dintre principali beneficiari al furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc. Dispunem de probe incontestabile care indică că anume cetățeanul Plahotniuc este beneficiarul banilor obținut prin, sub formă de credit de la BEM prin intermediul grupului Ușor, acoperit în consecință din mijloacele financiare ale Băncii Naționale a Moldovei. În total, peste 100 de milioane de dolari americani. Suma a fost direcționată spre procurarea pachetului de acțiuni al unei bănci, clădiri companiei de asigurare ASITO, Casa Modi, Hotel Național. De asemenea, banii primiți din creditele de la BEM erau utilizați pe Plahotniuc în scopuri personal sau de către companiile afiliate acestuia pentru procurarea unui avion, achitarea cursului charter personale, dășale persoanelor din anturajul acestuia. Reșind din cele constatate astăzi, în privința cetățeanului Plahotniuc, va fi adoptată o nouă ordonanță de punere sub învinuire, urmând ca acuzarea lui să fie completată astfel ca să se incrimineze 3 capete de acuzare, și anume crearea unei organizații criminale, excrocherie și spălare de bani, ambele săvârșite în proporție deosebit de mari. Imediat ce actele de învinuire vor fi traduse în limba engleză, vor fi expediate autoritățile competente ale Statelor Unite ale Americii pentru a fi extradat și tras la răspundere în Republica Moldova. Plahotniuc până la urmă va fi condamnat. Nu de Moldova, de Rusia, nu de Rusia, de România. Se pare că cu acest procuror oamenii lui Plahotniuc și ușor nu au găsit limba comună. Și nici că e pentru a-l lipsi de mandat. Problemele lor deja se amplifică. Iar asta înseamnă că cât el va fi pentru Plahotniuc, Moldova este închisă, doar că va avea un loc ușor la penitenciarul numărul 13.
În discursul pe care l-a avut Filat în Parlament, el a început să ne dezvăluie cum se face justiția în Republica Moldova, cum se fac dosarele, cine decide ce dosare merg în judecată, dar care se clasează, unde se iau aceste decizii și altele. Ne-a dezvăluit, mai corect spus, a încercat să ne dezvăluie, cum sunt cetățenii furați la tarifele, la gaz, lumină, cum se fac milioanele pe metal feros. Dar vă spun eu în cunoștință de cauză. Deciziile nu se iau la Procuratura Generală. Deciziile nu se iau la CNA. Nu se iau în instanțele de judecată. Nu la CCA. Nu pe tighina 32 la Partidul Democrat. Deciziile se iau pe strada Cantemira sau la Nobel Club. Și pot să vă spun încă cum, cu dosare clasificate, să dosarul merge așa, dosarul, o să vedeți. Asta pe data respectivă se închide, este pe data respectivă suspendă, atunci așa se face justiția în Republica Moldova și nu doar. A mai zis că o să scrie, dacă nu o să poată vorbi, dar în momentul în care va vorbi, va sări tot sistemul politic din Republica Moldova. Privim un video. Merg mai departe cu multe detalii. Eu cel puțin să știți că o să scriu dacă nu o să pot să vorbesc. Spuneam într-un interviu mai devreme că în momentul în care o să vorbesc, o să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova. Și poate a venit timpul să sară în aibii odată în aer și să construim ceva sănătos, funcțional, nu cinic și fățarnic. Dar așa și nu l-am mai auzit. Chiar și azi, când este la libertate, totul ne mai spune ceea ce a început la 15 octombrie 2015 și ce a avut în vedere cu fraza că va sări în aer tot sistemul politic din țară. Care este motivul tăcerii? Ce el a făcut să tacă? Oricine o face să tacă? Noi nu știm, dar deja cu exactitate cunoaștem că este implicat în furtul miliardului, însă probabil că în afară de aceasta mai are pe sovestea sa încă ceva. Ce e de ce, se teme și ce e cu ce, îl șantajează Plahotniu. Azi sistemul politic, sistemul creat de oligarh, treptat se ruinează. Dar nu sare în aer, cum i-a zis Filat, probabil, dacă recunoștea atunci totul ce a avut de spus, eram liberi deja de vreo 3 ani. Dar avem ce avem. În unul din filmele mele, cu denumirea Cine l-a omorât pe Ion Butmalai, eu presupun că Filat, direct ori indirect, este implicat în moartea acestuia, chiar și dacă s-ar fi sinucis. Fiind determinat să o facă prin șantaj, dovezi nu am, este doar o ipoteză. Dar dacă aș face cunoștință cu toate materialele din dosar și cel puțin cu activitatea lui Butmalai în ultimul an de viață, aș putea găsi adevărul. Organele de drept pur și simplu au distrus probele. Au mușamalizat cazuri și s-au spălat pe mâini. Fără Plahotniuc și Filat, aceasta nu putea să se petreacă. În film sunt descrise unele evenimente care mi-au părut foarte strane. În anul 2014, începutul 2015, a avut loc 3 morți suspecte. Toate 3 au fost argumentate de către organele de drept, precum că persoanele s-au sinucis. La prima vedere, așa și pare, dar până la un moment când depistezi că aceste persoane, chiar dacă nu se cunoșteau una cu alta nimijlocit, au fost implicate în furtul bancar. Mai drept spus, au fost martori la unele fapte a unor actori care erau implicați în furtul bancar. Oamenii au văzut și cunoșteau ceea ce nu trebuia să cunoască. Deci, dacă vă interesează presupunerile dezvăluite în film, îl puteți vedea pe canalul DAT. Eu am să las link-ul în descrierea la video. Alții invocă ideea că Filat ar fi fost supus la torturi, la tratamente inumane sau degradante pe care le-au filmat, iar frica de aceste video ca să nu apară în spațiul public l-a făcut să tacă și va tăcea și în continuare. Presupun că și de o bună parte din banii furați de la BEM a fost deposedat, dar evident nu toți. De ce? Pentru că dovadă este feciorul Luca, care a fost surprins la o zonă de odihnă din Saint-Tropez cum se scaldă cu șampanie de 500 de euro sticla, unde închiria cameră de hotel cu 660 de euro pe noapte, iar notele de plată erau de până la 100 de mii de euro. Închipuiți-vă și singuri, Filat de parcă ar fi la Zarabotcă, la Zalatâi Prischi și nu la pușcărie, iar friul cheltui banii munciți de papașa. De exemplu, în afară de cele spuse, fiul lui Filat purta articole vestimentare la care tinerii din Moldova
nici nu îndrăznesc să viseze, cum ar fi Cureaua Zile, cu brandul căror curelele se vând cu 3.500 de euro. Plaja unde se distra Luca Filat, Nikki Beach, din Saint-Tropez este considerată una din cele mai luxoase plaje din lume. Mai vreți? Poftim! Luca își face studiile la Londra. Asta tot costă bani. O mare parte din ei sunt a cetățenilor, furați de așa tați ca Plahotniuc, Filat, Șor. Am să vă spun un banc vechi, dar seamănă cu situația descrisă. Este o alegorie despre familiile oligarhilor și poporul moldovenesc. Un polițist de la INP, Inspectoratul Național de Patrulare, gaișnici, cum spunem noi, nu a văzut un client de-al său aproape o lună. Într-o bună zi îl zărește cu automobilul pe străzile orașului și imediat reacționează de-i sări chipiul din cap, arătând cu degetul unde să se oprească, deci l-a tras pe dreapta. Indignat se apropie și îl întrebă: bre, fraiere, dar tu unde ai dispărut pe o lună de zile, a? Te ascunzi de mine? Conducătorul vehiculului nedumerit îi răspunde: nu, șefule, eu am fost cu familia la mare, ne-am odihnit. Polițistul și mai indignat îi zice: eu n-am înțeles. Eu aici, în toată ziua, dar voi acolo gureiți pe banii mei? În fine, prieteni, vă reamintesc că Filat a fost condamnat în luna iunie 2016 la 9 ani privațiune de libertate și a ieșit la 3 decembrie 2019, deci a șezut puțin peste 4 ani. De ce așa? De atâta. Însă, din câte am înțeles de la procurorul general Stoianoglu, problemele lui Filat aici nu se termină. Investigațiile mai merg. Pe lângă toate, Filat trebuie să mai întoarcă Republicii Moldova paguba materială prin care a prejudiciat statul. Господин Филат, вот, потому что там тоже группа его интересов была, и мы с этим тоже будем разбираться. А есть чем разбираться? Отсидел свое наказание, приговор как бы. Ну, вопрос не только в том, чтобы отсидеть наказание. Так. Во-первых, должны быть правильно быть квалифицированные действия, и самое главное, на мой взгляд, должен быть возмещен ущерб. А тот ущерб, который был вменен господину Филату, несмотря на то, что у него было арестовано имущество на очень большую сумму денег, до сих пор не возмещено. Ca la urmă vreau să vă spun, anul acesta avem alegeri prezidențiale, conform agendei, dar putem avea și cele parlamentare. Dacă observați, Pro-Moldova, în frunte cu Candu, și Șorii s-au activat și au devenit foarte vocali. Nu azi, mâini, majoritatea parlamentară nu va mai fi. Pe prag ne bate la ușă o altă criză politică. Pe cine vom alege? Știu cu siguranță că numai nu cei care au guvernat, nici cei care provin, sunt rupți din cei care au guvernat. Nu hoții de miliarde, nu coțcarii care i-au slujit, nu Partidul Democrat, nu socialiștii, nu Partidul Șor. Să uităm de vechea clasă politică care și-au rezolvat doar propriile interese în detrimentul locuitorilor din Republica Moldova. Și haideți să ne alegem o nouă clasă din cei onești și cinstiți, din cei care datoria față de serviciu o pun mai presus ca banul. Nu credeți în politicienii care fac caritate în fală, demonstrativ. Ei au scopuri meschine. Ei sunt mercantiliști. Nu credeți în politicienii aroganți. Ei când vor ajunge la guvernare nu-ți vor mai da mâna. Nu credeți în politicienii înfumurat. Ei când vor ajunge la guvernare nu-ți vor mai răspunde la bună ziua. Va trece pe lângă tine și se va preface că nu te-a văzut. Din caz de alegeri anticipate, înainte de a merge la urnele de vot, haideți să medităm. Să ne aducem aminte ce a avut loc în practica noastră trecută. După ce am dat votul, amintiți-vă de sacoșele cu simbolica PLDM, de sacoșele cu simbolica PDM, de sacoșele cu simbolica PSRM și cele a lui Șor, de greșca din piața Mare Adunări Naționale, de batoanele cu tușoncă. Nu uitați cum oamenilor li se propunea produse alimentare și bani, iar ei ulterior se simțeau obligați să-și dea votul pentru aceste pachete și bani. Ele aparent sunt gratis, dar conținutul lor evident că costă, iar cei care le oferă socot asta ca plată pentru votul nostru, deci este o investiție a lor. Iar ajungi la guvernare, toți ne oferă nota de plată.
aceste sacoșe, fără ca să fie calculată vechimea în timp, fără ca să fie luată în considerație inflația, prețul devine foarte și foarte scump. Iar noi nu avem de ales și plătim. Amintiți-vă de cei care au făcut caritate în campaniile electorale. De Fila, de Plahotniuc, de Dodon, de Șor. Și uitați-vă care sunt notele noastre de plată. Unde-i miliardul? Unde-i aeroportul? Ce se ocupă Metal Feroz? Ce mai face Mold Telecomul? Cum vă plac tarifele la gaz și lumină? Lista este lungă și, cum a zis Fila, veți înțelege de ce trăim așa de prost. Clarificați-vă până la urmă câte miliarde s-au furat din Mold Telecom, câte sute de milioane pe Metal Feroz fac, câte milioane se pun pe seama oamenilor pe tarife la gaz, la energie electrică. Și atunci o să aveți și un răspuns. Deci trăim așa de prost în țara asta. Cu asta încheiem. Ca de obicei, am să vă rog să puneți un like, să apăsați clopoțelul și să primiți notificările când apar noile filme. Și numai decât apăsați butonul roșu pentru a deveni abonat la canalul DAT. Haideți să ajungem la sfârșitul lunii iulie la 10.000 de abonați. Cu cât mai mulți vom fi, cu atât discuțiile se vor primi mai aprinse. Iar părerile voastre, lăsate în comentarii, mă vor stimula să creez. Și voi, sper eu, mereu veți fi informați. Plus la aceasta, nu evitați reclamă din filme. Ea mă ajută să dezvolt canalul, unde persistă o competiție a întrebărilor și răspunsurilor, precum și a părerilor personale. Ne învățăm împreună să gândim critic și să construim raționamente logice. Cu asta încheiem. La revedere!